Salutare și bine ați venit pe Gaming TV. Numele meu este Radu, iar în videoul de astăzi o să începem un nou let's play la un joc foarte interesant. Am apucat să joc puțin din el, nu foarte mult, și anume Saints Row. Ok, hai să începem un nou... Da, nu mai contează, hai să începem un nou joc. Am jucat pe normal. Nu o să stau să urmăresc secvențele cinematice. Ca să le vedeți, uitați-vă. De ce nu se aude sunetul? Bun. Asta este prima misiune. Am vești bune pentru cei care nu ați observat. Eu și cu Cat am obținut parteneriatul pe YouTube. Vă așteptăm pe canalele noastre, televiziune gaming și pe Cat 96. I can't believe you're still thinking about it. Do you want to know who these people are? Listen, all that matters is the vault. Let's find that and get the hell out of here. Is this what it's normally like? Normally, the tellers don't use fucking shotguns. Yeah, normally banks don't look like a palace either. You see those statues before you blew them up? Dacă aveți, eram puțin pentru la joc. Dacă aveți nevoie și aveți chef de un joc funny, acesta este. Aveți și campania de co-op pe care o puteți face cu prietenii. Jocul găsiți mai ieftin pe jocul SNS. Nu mai știu exact ce preț, oricum vă garantez că este mult mai ieftin decât pe... decât în alte părți, decât la Origin. Josh, come over here. Got the tools right here, Holmes. So, what's plan B, huh? Drill it? Fuck no. We blow it. What? Not cool, man! Time to get to work. We'll need to set those above the vault. Hey. Toți sunt tentat să vă dau anumite spoilere din joc, dar nu o să fac. Sfatul meu... oh, n-am nici vrea să umor. We need to talk. We really don't. It's just, if I die here, I don't want things to go unsaid. De asemenea, să nu uit, vă rog să mi lăsați comentarii în care să-mi sugerați acest jocuri să mai fac video let's play-uri, o să revin la vechiul sistem de demo-uri în care o să vă prezint un joc la prima vedere, practic, cum pun el și vedem ce de capul lui împreună. Și de asemenea o să pun două episoade, cam două episoade pe zi, unul de Minecraft și unul de Saints Row. Bine, unul de Minecraft și unul de altceva. Ok. I'm gonna kill Burke if I see him again. I thought you two really had something there. Oh, don't even go there. Hey, the same. You and me. Let's do it. Am un prieten care cred că nu a trecut de misiunea asta. Când a jucat prima dată. Sper să... mă întreb oare cât am jucat din joc. De asemenea, Alex a jucat mai mult din el. A avut o niște tentative de a-i face niște video. E foarte atent în final. Ah!
seama, nu prea am cum să mor pe aici, da? Bun, ăsta e prost. Deci se uita la el și nu-l omora? Hai, uite-te. Păi ce te ascuns mă acolo? Seriously, who are these guys? A bunch of assholes. Da. Cred că după chestia când am luat foc, sigur supraviețuiam. În mod normal. Am descoperit câteva și câteva bug-uri minore, dar nimic agasant. N-am jucat extrem de mult, adică sunt la șurați acum să fi jucat. Oarele. Hai, ce fani. Uite cum intră toți. Bun, la capitolul AI. Stăm. De jocul ăsta stă oribil. Foarte mulți m-ați întrebat de ce nu prea continui seriile de Let's Play. Nu le continui deoarece vă las pe voi să descoperi jocul. Fac câteva episoade și după aia vă las pe voi să jucați. Practic eu sunt pus aici decât să vă cresc apetitul pentru joc. După aia este... După aia vă las pe voi să-l încercați. Am gândit că este mult mai bine așa. Deci dacă vreți un joc care să vă țină în fața calculatorului mult timp, acesta este potrivit. Dacă aveți timp să jucați, dacă n-aveți, faceți ca mine, jucați puțin, mai jucați. Iarăși vă reapucați iar de el. O să vă mai răspund încă o dată la întrebarea de ce nu mai fac videouri foarte des. Am avut niște probleme cu Icon, am avut și încă niște probleme cu corona. Și nu prea am voie să... Deci n-am voie să stau pe scaun. De o săptămână n-am ieșit din casă. Pe de o parte e bine, pe de o parte e rău. Depinde din ce punct de vedere privim lucrurile. Hai, am rămas fără muniții. Am luat că am verificat să luam mulți infinită și cred că am și viață infinită. Să văd eu pe ceva că face asta viața reală, ar fi funny rău. Vai ce repede crește. Hai să vedem dacă mi-e pe ceva interesant. Deci nu mă țin minte. Hai să o customizăm pe tipa asta. Da. Hai să facem asiatică cum era. Structura.
cultura. Nici chiar. Ok, voi încheia aici acest video și voi continua următorul cu customizarea caracterului.